Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Este vremea alergiilor de primăvară. În studio ăsta jumătate din echipă are alergie la graminee, la polenul de ierburi înflorite. Luca și cu mine. Bună dimineața. Noi nu plângem. Plângem din alte motive. Da, ne cam chinuie, mai mult sau mai puțin în perioada asta. Acum că a venit căldura, distracția de-abia începe. La mine la țară se simte bombă. Sâmbătă am pus așternuturile la aerisit, la soare frumos, nu știu ce, și după masă, când am încercat să trag un pui de somn, alea colectaseră tot polenul din aer. Mai dă și tu o coasă. Mai faci niște greșeli incredibile. Da. Am curs lacrimi, pentru un alergic, ochii. Să dai așternuturile afară. Să moară acarienii de la soare. Mă, ce-i cu ei? Nu sunt bete mici, dar sunt. Sunt foarte multe feluri de alergie, evident. Nu toate sunt respiratorii. Alergiile alimentare sunt din ce în ce mai des întâlnite. Acum, norocoșii care n-au niciun fel de alergie cred de obicei că asta e o problemă minoră. Zaf se uită cu milă la noi și cu dispreț când strănutăm pe aici. Iar alergie alimentare chiar n-am. Tu nu știi că poți deveni alergic când ți-e lumea mai dragă. Asta, da. Mă uit cu drag la Zaf. Dar nu e deloc așa. Adică o alergie la intensitate mare îți poate afecta puternic calitatea vieții, iar unele reacții alergice violente îți pot pune în pericol viața. La telefon este doctorul alergolog și președintele Asociației Române de Educație în Alergii, Claudia Nicolae. Bună dimineața! Bună dimineața! Doamna doctor, e adevărat că expunerea la factorii alergenici reduce în timp intensitatea simptomelor? Mă uit la Luca. Luca nu mai e așa rău ca în ultimii ani și eu îl invidiez și nu știu ce a făcut. Se poate întâmpla asta, să apară o scădere a intensității simptomelor, dar eu cred că Luca s-ar putea să se păcălească. De ce? Ia strica ziua. Să varieze în funcție de concentrația polenului din atmosferă, pe care de altfel ar putea să o verifice de pe canalele care prezintă calendarul polenilor și concentrația acestora. Deci, serios? Avem și în România? Că... Adică ne recomandați vreun site sau ceva, o aplicație? Să o puteți să verificăm? De pe AccuWeather, deci se poate întâmpla asta. Și, da, există și site-uri internaționale unde găsiți calendarul polenurilor. Aha. Și desigur este cuprinsă și România. Nu că am avea foarte multe aparate de măsurare a concentrației polenurilor. Aici stăm foarte prost, spre deosebire de alte țări și în mod special discutăm despre București, spre deosebire de alte capitale europene. Aici este mult de discutat, dar am putea să ne orientăm cât de cât. Deci s-ar putea să se păcălească, nu prea se desensibilizează spontan lumea decât la anumite vârste mai înaintate. Dar există totuși, doamna doctor, o diferență mare de la un sezon la altul de reacție. Adică eu, de exemplu, când eram mic... Categoric. De la... Categoric. Și da, puteți să aveți mai multe simptome conjunctivale într-un anumit sezon, alte ori se poate, de exemplu, cum asistăm acum la această vreme cu furtuni, cu descărcări electrice, simptomatologia poate să se ducă către obstrucția bronșică, adică tuse, respirație șuierătoare, exact, dificultăți mari de respirație, pentru că grăunciorii de polen se ridică în atmosferă, se îmbibă efectiv cu apă, sparg membrana și se transformă în niște particule foarte, foarte mici, care pot penetra până la nivelul căilor bronșice și chiar la nivelul alveolelor, ultimul nivel de tract respirator, și apare astmul de furtună. Deci nu se recomandă nimănui să se expună în zile de genul acesta. Uite, o să stau acasă de acum. Cazul meu, eu sunt răgușit fără să fiu răcit. Sau să port mască sau să nu veniți cu soluții de-astea, că eu mă gândeam că mi-au liber. Doamna doctor... Normal, deci eu îți recomandam același lucru dacă se poate. Mulțumesc. Există o explicație nouă, ni se pare, sau mă rog, din ce știri vedem, aparent este în creștere numărul persoanelor cu alergii. Da, da. Poate că doar căutăm noi știri sau apar mai multe. Estimările sunt că până la anul 1 din 2 vom suferi de un tip de alergie, nu neapărat de alergia respiratorie, dar aceasta este cea mai frecventă dintre toate celelalte. Deci incidența ei a crescut extraordinar, este primul val care datează de 50 de ani și continuă să crească. Da, s-a schimbat foarte mult clima, este un grad foarte ridicat de poluare, poluarea și în exterior. dar există poluare și în interiorul caselor, date de tot felul de substanțe, dezinfectante, lumânări, tot ce folosim la gătit, încălzit, deci nivelul de poluare este foarte ridicat. S-a încălzit foarte mult clima și atunci s-au prelungit sezoanele polinice și în plus și alergenicitatea polenurilor a crescut de aproape 3 ori. Bun, te poți naște cu alergie sau poți să o dobândești pe parcursul vieții, dar ce trebuie să facă părinții când au bănuiala sau li se pare că copilul descoperă o alergie, are o alergie? Nu neapărat te naști cu alergie, te naști cu predispoziție spre a dezvolta alergie. Atunci când în familia ta există oameni care suferă de alergii deja, totuși poți anticipa că și copilul tău îți moștenește această predispoziție, acest program pe care și-l activează categoric în funcție de anumite situații de expunere la o concentrație mare de alergen, de faptul că ar putea să aibă prima afecțiune care apare în așa numitul marș alergic, respectiv dermatita atopică, de alimentația mamei, de faptul că a primit sau nu antibiotice și care i-au tulburat microbiota. Deci există niște factori adjuvanți care fac să se exprime acest program și din punctul meu de vedere și nu numai și altor specialiști, este îngrijorător că se exprimă foarte repede, adică înainte vreme nu aveam alergie la polen la vârste foarte mici, iar acum întâlnim și în rândul copilașilor de 2 ani până în 5 ani. Și tristețea este că nu poți interveni la această vârstă cu un program de imunoterapie, adică de desensibilizare. Lucrul ăsta se poate face la o vârstă la care copilul poate să colaboreze. Bun, dar există speranțe. Există aceste programe de desensibilizare. Am un prieten alergic la ambrozie, săracul, se chinuie foarte tare. A făcut un soi de vaccin care se întinde pe câțiva ani. Da, nu pare să funcționeze cine știe ce. Există vreo metodă deocamdată cât de cât eficientă prin care putem scăpa de alergii sau Dumnezeu cu mila? Știi, și mila asta a Dumnezeului trebuie să fie adaptată fiecărei familii în parte. Atunci când discutăm despre desensibilizare, este bine să fie aleasă cumva științific corect, să stabilească alergologul dacă ești un candidat ideal pentru desensibilizare și să ții cont că s-ar putea organismul tău să nu răspundă ca organismul vecinului tău. Dar asta ți se spune de la bun început, însă nu trebuie să nu luăm în considerare această variantă de tratament care este singura care se adresează cauzei directe. Dar, pe de altă parte, cu toții putem să contribuim la o îmbunătățire a situației, să ne întoarcem un pic la simplitate, să nu mai circulăm atâta cu mașina, să nu mai poluăm atât, să în casă să nu mai avem atâtea dezinfectante și tot felul de lumânări aromate și să nu facem greșelile pe care le-ai mărturisit tu, adică să scoți alternuturile în vârf de sezon polinic afară, pentru că asta este o chestie elementară de profilaxie, să caute niște site-uri educative unde ar putea să obțină toate informațiile și, da, până la urmă, atunci când vorbim despre alergia la polen, suntem dependenți cumva de bunătatea naturii, deci nu avem foarte multe lucruri de făcut, dar acelea puține ar trebui să fie respectate. Mulțumesc frumos, să știți că vreau să mai vorbim, dar acum nu mai avem timp. Vă promit că vă resun, vorbim din nou la un moment dat despre alergiile alimentare, că noi aici suntem expuși la... Slavă cerului, dar n-am pățit. Da. Mulțumim foarte mult, a fost în direct în Deșteptarea doctorul alergolog Claudia Nicolae. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.